Programul de fertilizare in vitro, unul dintre cele mai importante programe derulate de Ministerul Familiei, nu are nici acum bani pentru a fi continuat și în anul 2024. Mai multe programe sociale au fost blocate de Ministerul de Finanțe, care la sfârșitul anului trecut a luat banii necheltuiți, promițând că va finanța restanțele până cel puțin în aprilie 2024, lucru care nu s-a întâmplat. Ba mai mult, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a afirmat la Arad că ministrul finanțelor Marcel Boloș nu i-a mai răspuns la telefon din octombrie 2023 și îl face responsabil pentru lipsa finanțării unor proiecte. Avem foarte multe proiecte, foarte bune, dar aici cred că ar trebui să-l convingeți și pe domnul ministru Boloș să fie puțin mai atent, pentru că ne-a tăiat toată finanțarea pe absolut tot ce înseamnă astfel de proiecte. Chiar mâine o delegație din partea mai multor ONG-uri cu activitate în domeniu și nu numai va merge la prim-ministru, pentru că au fost și la ministrul finanțelor și efectiv au fost păcăliți. S-a promis că o să se regleze în cadrul legal, am fost de acord cu toții, cu ordonanța, iar apoi a zis că trebuie să mergeți voi să căutați bani la alte ministere. Am făcut solicitare, din păcate toți colegii miniștri ne-au răspuns că nu au bani pentru a ne da din bugetele lor. Se puteau găsi soluții, dar cred că pentru domnul Boloș nu este o prioritate. Nu înțelege, efectiv, a declarat Natalia Intotero, care a menționat că Marcel Boloș nu i-a mai răspuns la telefoane din luna octombrie 2023.